Un bărbat în vârstă de 39 de ani din comuna Cerbăl a fost prins sub tractorul pe care îl manevra și s-a răsturnat pe un teren agricol din satul Socet. Evenimentul nefericit s-a petrecut la finalul săptămânii trecute. Apelul la 112, transmis de unul din cei doi copii ai săi, în vârstă de 13 ani, aflat împreună cu fratele său lângă tractor, anunța că rănile sunt grave, astfel că a fost solicitată intervenția unui elicopter smurt de la Arad. Pentru coordonarea acțiunii la locul accidentului s-a deplasat de urgență o echipă a detașamentului de pompieri Hunedoara cu o ambulanță smurt și cu o auto specială de primă intervenție și comandă. Victima a fost preluată de elicopter conștientă, cooperantă și stabilă hemodinamic, fiind transportată la Spitalul Municipal Hunedoara, unde a fost internată pentru investigații și tratament medical de specialitate. Este al doilea accident de acest fel produs în județul Hunedoara în doar 7 zile. Sâmbăta trecută, în data de 13 mai, un bărbat din comuna Sălașul de Sus, în vârstă de 57 de ani, a fost prins sub tractorul pe care îl folosea la transportul de material lemnos, care s-a răsturnat. În acest caz, persoana rănită a fost transportată la spitalul din municipiul Hunedoara.